Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri cu mine Nicolae Negru și cu mine Igor Boțan. Iar această discuție este înregistrată joi, 8 iunie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru, moldova.europalibera.org și paginile Europe Libere pe rețelele de socializare. Astăzi despre bulboaca care desparte guvernarea de opoziție, certitudini și frustrări după summitul Comunității Politice Europene, controverse privind pavăza moldovenească împotriva dezinformării, fugarii penali împresurați de tot mai multe sancțiuni, costuri neașteptate de imagine ale reducerii tarifului la gaze. Într-un mesaj publicat pe 5 iunie, președinta Maia Sandu a enumerat certitudinile, cum le-a numit, pe care le-ar fi amplificat pentru Republica Moldova summitul desfășurat la Bulboaca al Comunității Politice Europene. Printre acestea, Republica Moldova este un partener respectat de toate țările europene, imaginea ei s-a îmbunătățit considerabil, nu mai este văzută, citez aici, drept o țară care se lasă batjocorită de Kremlin, nu mai este singură în fața greutăților și pericolelor cu care se confruntă, este percepută drept viitoare membra Uniunii Europene și așa mai departe. Au urmat exemple punctuale în acest sens. De cealaltă parte, opoziția prorusă colectivă, cum s-ar spune, a făcut eforturi să banalizeze relevanța summitului pentru destinul de mai departe al Republicii Moldova și ascensiunea ei spre Uniunea Europeană. Unii, ca secretarul executiv al PSRM, Igor Dodon, de exemplu, au invocat cele mai contundente argumente din dotarea sa retorică și a formațiunilor lor ca să pună într-o lumină proastă evenimentul. Da, banii care s-au cheltuit acolo, noi încă nu știm cât s-a cheltuit. Eu cred că cifrele acolo sunt foarte mari. Și evident că în situația în care noi ne aflăm acum, în opinia mea, banii aceștia erau mai bine să fie investiți în chestii sociale, în drumuri, în reparații. Dar care sunt rezultatele? Păi eu nu văd rezultate. În afară de faptul că pentru imagine, repet, este un lucru bun pentru imaginea Republicii Moldova. Dar rezultate nu am văzut. Nu prea sunt. Se primește că la nunta care noi am organizat-o, noi am fost lăturași. Noi am investit bani, moldovenii, noi, contribuabili. Când banii ăștia trebuiesc în altă parte, pentru agricultură, pentru pensionari și așa mai departe. Igor Dodon, așadar, ilustrând în fond retorica mai multor reprezentanței opoziției. Igor, dar ce beneficii și respectiv ce frustrări a adus summitul pentru guvernare și opoziție? Câtă putere de convingere, vorbind despre acest summit, au avut și una și cealaltă pentru cetățeni, pentru electorat? Părerea mea este că summitul a fost unul de succes, iar lucrurile care au fost menționate de doamna președinte Maia Sandu pe 5 iunie vin să confirmă acest lucru și lucrurile au fost puse pe policioare ca să le înțeleagă și cetățenii, care sunt beneficiile pentru cetățenii Republicii Moldova de pe urma acestui summit. În primul rând, trebuie să vorbim despre suportul pe care l-a anunțat președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, care a spus foarte clar că pachetul de suport pentru Republica Moldova se mărește substanțial și a menționat 5 paliere pe care suportul Uniunii Europene vine în beneficiu cetățenilor. În afară de asta, participanții la summit, precum Polonia, Norvegia, Olanda, chiar Ungaria, au anunțat suport pentru Republica Moldova, inclusiv suport material, financiar, cu echipamente și așa mai departe. Dar acestea sunt lucruri, așa cum spune domnul Dodon, pe care cetățenii le pot simți în mod firesc, dar sunt, în afară de asta, lucruri foarte importante, și anume mesajul că Republica Moldova, și acest lucru s-a menționat nu singură dată, nu rămâne singură în fața amenințărilor care vin din partea agresiunii rusești în Ucraina, dar de fapt vizează întreg spațiul post-sovietic, pentru că știm cu toții, președintele Putin a anunțat că, iată, el s-a apucat să reunească toate pământurile rusești, așa precum a făcut-o cândva Petru cel Mare și așa mai departe. Deci acest summit vine să demonstreze că întreaga comunitate europeană, cu excepția Rusiei și Belarusului, iată, sunt solidari cu Republica Moldova și nu este întâmplător că Republica Moldova a fost aleasă drept gazdă pentru organizarea acestui summit. Putem enumera multe alte lucruri, dar dacă punem împreună suporturile anunțate pentru Republica Moldova, suporturi legate de infrastructură, de ajutorarea agenților economici, de susținerea bugetului Republicii Moldova, de fortificare a apărării Republicii Moldova, rezilienței de securitatea Republicii Moldova. Deci sunt lucruri care nu pot fi ignorate. Altminte, Republica Moldova ar trebui să întreprindă aceste măsuri și să răspundă la aceste provocări cu bani bugetari. Nicolae, văzându-le pe toate în planul confruntărilor politice interne, cine numără mai fericit sau mai nefericit beneficiile și respectiv frustrările? Guvernarea, opoziția? Și cum această mare reuniune, rezultatele ei vor avea ecou în inimile alegătorilor când vor fi chemați la urna de vot într-un viitor nu prea îndepărtat? Mai ales că șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeric, s-a atras atenția la scurt timp după forul respectiv că procesul de negociere cu UE va continua și în mandatul viitorului Parlament și după următoarele alegeri prezidențiale, astfel încât este foarte important ca această determinare pentru Uniunea Europeană a alegătorilor Republicii Moldova să se mențină și în anii următori. Eu aș vrea să revin puțin la declarațiile lui Dodon. El poate fi înțeles într-un fel. Frustrările lui sunt explicabile. El vâna liderii străini prin coridoare, vroia să se întâlnească măcar cu vreunul dintre ei și chiar îi punea în situații jenante. Unii spuneau că îi prindea ieșind de la baie, de exemplu, și se fotografia cu ei. De ce? Da, eu înțeleg un asemenea moment cum a fost pe data de 1 iunie, niciodată nu a existat în istoria Republicii Moldova și nu putea să existe dacă el rămânea în continuare președinte al Republicii Moldova. Pe urmă, ceea ce zice el că pe spatele cetățenilor Republicii Moldova, pe cheltuiala cetățenilor Republicii Moldova s-a făcut această întrunire, nu e întru totul corect, trebuie să spunem, dar ba chiar deloc nu este corect, deși am auzit și pe unii reprezentanți, nu lideri, dar reprezentanți al unor partide care se numesc pro-europene. Unii au ajuns până la ce să spună că, de fapt, la Bulboaca Maia Sandu și-a organizat ziua ei de naștere și, iată, a venit toată protipendada europeană să sărbătorească pe cheltuiala cetățenilor, sărmanilor cetățeni ai Republicii Moldova. Lucrurile complet nu stau în felul ăsta. E absolut fals ceea ce spune, dar Republica Moldova a făcut anumite cheltuieli, la Ministerul Afacerilor Externe ele sunt, dar a cheltuit și Uniunea Europeană pentru organizare. Deci trebuie încă să vedem ce a cheltuit Republica Moldova și ce a cheltuit Uniunea Europeană. Eu am impresia că Uniunea Europeană a cheltuit mult mai mult decât Republica Moldova pentru organizarea acestui summit. Pe urmă, uitați-vă ce a câștigat cetățeanul Republicii Moldova. Premierul Norvegiei zice că dă Republicii Moldova un grant de 50 de milioane de euro pentru procurarea gazelor, de exemplu, deci pentru susținerea sectorului energetic, nemijlocit pentru cetățenii Republicii Moldova ca să poată supraviețui. Mi se pare că este imposibil să fi cheltuit Republica Moldova 50 de milioane de euro pentru acest summit. Pe urmă, reducerea tarifelor la roaming îl privește pe fiecare cetățean al Republicii Moldova. O să scoată din buzunarul său mult mai puțin bani decât scoate acum când vorbește cu frații, cu rudele, cu prietenii și așa mai departe. Și aproape toți suntem în această situație. Dacă ne uităm de unghiul de vedere al politicii externe, ce s-a schimbat? E o etapă completamente nouă. Trebuie să recunoască Dodon că statul Republica Moldova s-a întărit în urma acestui summit, a avut de câștigat statalitatea pe care el o apără cu atâta zel. 87 de milioane de euro se acordă din partea Uniunii Europene pentru consolidarea apărării, pentru securitatea cibernetică și așa mai departe. El ar trebui să se bucure, el n-ar fi putut obține lucrul acesta nicicând, chiar dacă două mandate câștigă sau chiar trei mandate dacă câștigă. De ce eu zic, eu înțeleg frustrările lor, înțeleg și frustrările unor lideri pro-europeni, să spunem așa, fiindcă apare acum, în timpul guvernării PAS, Republica Moldova apare într-o lumină complet nouă, într-o etapă complet nouă a politicii externe. Într-adevăr, Republica Moldova este văzută acum ca un membru, să zicem așa, hai să-i spunem ordinar, dar ca un membru adevărat al comunității europene, ca un viitor membru a Uniunii Europene este tratat. Chiar această asistență mărită a Comisiei Europene de la 600 de milioane de euro la 1.600.000.000 de milioane pentru investiții, pentru dezvoltarea Republicii Moldova, pot fi neglijate acestea? Numai un om care nu înțelege lucrurile sau care privește din alt punct de vedere lucrurile, din punctul de vedere al Moscovei, că Moscova ce a zis? Moscova a zis că acest summit este o demonstrație a faptului că Republica Moldova este atrasă în războiul împotriva Rusiei, de partea Ucrainei. Și iată aceste idei care le anunță unii lideri de la noi și ideile pe care le anunță Moscova, ele armonizează. Cum vor reacționa alegătorii? Vom vedea. Eu cred că acum se începe adevărata frământare, adevărata luptă electorală și desigur că acest summit va conta în această competiție. Totuși, e bine că domnul Igor Dodon, ex-președintele Republicii Moldova, face astfel de declarații, pentru că, făcându-le, el ne ajută să ne amintim că timp de 4 ani cât a fost președinte, l-a vizitat pe Putin de aproximativ 70 de ori. Și Igor Dodon ar putea fi întrebat la rândul lui care este beneficiul pentru Republica Moldova, că a plecat doar la Moscova de 70 de ori să se întâlnească cu Putin din banii Republicii Moldova. Sau a organizat aici la Chișinău forumul economic cu businessmenii din Rusia, promițându-ne că vom avea câte $1 miliard investiții anuale. L-am putea întreba pe domnul Igor Dodon înainte de a-i pune bilul pe masă doamnei Maia Sandu, care a adus la Chișinău aproape 50 de lideri europeni și a obținut suport pentru Republica Moldova, la care în cifre s-a referit Nicolae. Ar fi bine ca domnul Igor Dodon să ne povestească care sunt beneficiile de pe urma inițiativelor pe care le-a organizat în calitate de șef al statului, care au costat bugetul, și să vedem beneficiile versus cheltuielile pe care le-a avut președinția pe atunci când era șef al statului. Deci e o chestie utilă din punctul meu de vedere. Vineri, 9 iunie, ar urma să expire termenul de prezentare a propunerilor pentru proiectul de lege privind ceea ce ar urma să fie Centrul Național de Apărare Informațională și Combatere a Propagandei, Patriot, proiect propus de președinție pentru dezbateri publice. Instituirea centrului este o inițiativă legislativă a președintei Maia Sandu, prezentată la sfârșitul lunii mai. În virtutea atribuțiilor oferite de Constituție, în domeniile apărării țării și securității naționale, voi propune Parlamentului spre adoptare crearea Centrului Național de Apărare Informațională și Combatere a Propagandei, denumit simbolic Patriot. Centrul Patriot va avea misiunea de a coordona și implementa politica statului în domeniul securității informaționale și de a asigura comunicarea strategică în vederea identificării, prevenirii și combaterii dezinformării la nivel național. Și a mai spus președinta Sandu, care intenționează să prezinte proiectul de lege Parlamentului până la sfârșitul lunii iunie: știu că acest anunț va agita cuibul de viespi care lucrează împotriva Republicii Moldova și se vor înteți minciunile. Fără a se ști dacă au fost avuți în vedere în acest sens, liderii unor partide de opoziție au reacționat cu critici vehemente, cum ar fi Igor Dodon, de exemplu. Ce face mesa? Vrea să facă centru de informare, sau cum se numește el, Patriot, care să închidă gura la toți care o critică. Un organ represiv în subordinea sa. Critici dure însă au venit subit și din partea organizației neguvernamentale comunitatea watchdog.md, care susține că proiectul de lege la elaborarea căruia a contribuit primordial a fost denaturat și solicită administrației prezidențiale să revină la textul inițial al proiectului care prevedea constituirea unei instituții publice cu denumirea Centrul pentru Comunicare Strategică și Transparență. Nicolae, tu cum înțelegi și explici situația, atât în privința reacției unor reprezentanți ai opoziției, cât și a comunității watchdog.md? Să ne uităm ce se întâmplă în Europa, de exemplu. În 2015, Uniunea Europeană creează East StratCom Task Force, adică o forță de comunicare strategică care iarăși luptă cu dezinformarea. Asta a fost formată după 2014, după ocuparea Crimeei, după ce s-a întâmplat în Donbass, care tocmai luptă cu dezinformarea. Nu face contrapropagandă, dar luptă cu dezinformarea și concepe anumite măsuri de comunicare strategică a Uniunii Europene cu statele din jur, cu populația Uniunii Europene, cu populația din vecinătatea, din parteneriatul estic, atunci era vorba. Și această unitate, acest task force are și aceste atribuții și conceptuale, să zicem, programatice, dar și pe de altă parte și directe, de comunicare cu publicul, de anumite recomandări pentru conducerea Uniunii Europene în privința comunicării. Ucraina are și ea un StratCom, de exemplu, dar care face exact ceea ce zice watchdog-ul, adică că se ocupă cu probleme mai mult teoretice, legislative, de recomandări, guvernării și așa mai departe, și nu se ocupă direct cu anumite cazuri concrete de dezinformare, de falsificare, de informare falsă și așa mai departe. Eu cred totuși că ceea ce face Maia Sandu sau ceea ce vrea să facă PAS e mai aproape de ceea ce face Europa. Cu ce sunt de acord în cazul watchdog-ului, că unele denumiri, să zicem așa, unii termeni folosiți nu prea sunt, să zicem așa, corespunzători terminologiei care s-a încetățenit în acest domeniu. Și denumirea Patriot nu mi se pare reușit în acest sens. Și figurează și în proiectul de lege acest termen Patriot, se educe patriotism. Patriotismul, în general, e o denumire foarte relativă și fiecare o înțelege în felul său. Ceea ce trebuie să facă această unitate e să zică, iată, aici avem dezinformare, avem date false, avem minciună, iată care este adevărul. Iată ce trebuie să facă instituțiile statului pentru a apăra informațională Republica Moldova. Nu să se preocupe de, să zicem așa, starea morală a mea sau starea patriotică a cuiva. Lucrurile astea de acum sunt din alt domeniu, tocmai din domeniul propagandei. Ceea ce nu are dreptate Dodon, în proiectul de lege pe care îl propune Maia Sandu, această instituție nu va avea posibilitatea să pedepsească pe cineva. Ea poate apela la anumite instituții ale statului, de exemplu, la procuratură sau la Consiliul Audiovizualului sau poate la Serviciul de Informație și Securitate, dar de sine stătător nu poate interzice pe nimeni, nu poate opri pe nimeni și libertatea de exprimare va funcționa în continuare așa cum funcționează în Europa. Igor, după tine, la ce putem și ar trebui să ne așteptăm în această situație oarecum conflictuală, care pentru unii ca și cum ar periclita bunile intenții urmărite prin acest proiect de lege? Ce este bine și ce este rău? Spre ce deznodământ ar fi firesc să se îndrepte lucrurile? Noi trebuie să regretăm modalitatea în care doamna președinte a înaintat această inițiativă. Modul în care a procedat doamna președinte ne arată că tocmai în Republica Moldova lipsește comunicarea strategică, pentru că inițiativa în sine este una pozitivă, demnă de apreciere, dar ea trebuie îmbunătățită. Ce am în vedere când spun că lipsește comunicarea strategică? Dacă doamna Maia Sandu, atunci când și-a prezentat proiectul, ar fi spus: stimați concetățeni, la 24 decembrie 2021, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție în care recomandă statelor să întreprindă măsuri susținute pentru combaterea dezinformării. Iată, acest lucru ar fi creat o ambianță diferită pentru perceperea acestei inițiative. Mai mult decât atât, peste jumătate de an, secretarul general al ONU, domnul Guterres, a publicat un amplu articol, studiu, care vine să fundamenteze adoptarea rezoluției din 24 decembrie 2021, care impune necesitatea ca statele membre ale ONU să combată dezinformarea. Iată, dacă ar fi făcut acest lucru, lumea ar fi perceput cu totul altfel situația legată de această inițiativă legislativă. Sigur, aici sunt lucruri foarte importante la care s-a referit secretarul general ONU. El a invocat și drepturile fundamentale ale cetățenilor, privind dreptul la opinie, la exprimarea opinii și așa mai departe. Dar el a menționat în acest studiu pe care l-a semnat că articolul 19 din Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice merge mână în mână cu articolul 20 al aceluiași document, care interzice propaganda războiului. Iată unde trebuie căutate, deci, premisele pentru necesitatea unei legi la care s-a referit doamna Maia Sandu și modelele la care s-a referit colegul Nicolae. Dacă ar fi procedat așa, eu cred că atitudinile ar fi cu totul diferite. Și sigur că este de prisos această denumire prescurtată Patriot. În mare măsură sunt de acord cu criticile pe care le-a adus Watchdog la adresa autorităților, pentru că mie nu mi se pare ok să inviți organizațiile să participe la elaborarea unui proiect de document, după care efortul lor să fie oarecum lăsat deoparte, fără explicații și așa mai departe. De aceea, părerea mea este că este un document necesar, recomandat de cele mai înalte foruri internaționale pentru combaterea dezinformării, și autoritățile din Republica Moldova și președinția, cu prevederile și atribuțiile pe care le are potrivit Constituției, trebuie să întreprindă acest efort. Dar eu cred că este prematur acum ca să presupunem că acest document a atins punctul de elaborare după care poate fi transmis Parlamentului spre a fi examinat. Eu cred că mai e nevoie poate de câteva săptămâni, poate chiar de câteva luni de zile, pentru ca toate lucrurile să fie puse în ordine, cetățenii să înțeleagă de ce e necesar un astfel de proiect de lege, iar opoziția chiar să fie invitată să coparticipe. Ministerul American de Finanțe, Departamentul Trezoreriei, a sancționat luni 5 iunie 7 persoane, membri ai unui grup de influență malignă afiliat serviciilor secrete rusești, pentru rolul lor în campania Federației Ruse de destabilizare în Republica Moldova. Mai înainte, Canada a impus sancțiuni împotriva 7 persoane și o entitate politică pe care le califică drept colaboratorii Rusiei în Republica Moldova. La 30 mai, Consiliul Afaceri Generale al Uniunii Europene a adoptat prima listare de persoane sancționate în baza noului regim de sancțiuni al UE pentru contracararea acțiunilor de destabilizare a Republicii Moldova, regim creat la propunerea ministrului român de externe. La sancțiunile UE, aș adăuga, s-a alăturat și Norvegia. Igor, o avalanșă de sancțiuni față de trimiși ai Moscovei sau și fugari cu cetățenie moldovenească operate de partenerii externe ai Republicii Moldova, debănuit la solicitarea autorităților de la Chișinău, într-o variantă ideală, cu ce consecințe finale, inclusiv ca să fie văzute limpede și de cetățeni? și documentele adoptate de Uniunea Europeană și cele adoptate de Trezoreria Statelor Unite spune foarte clar care sunt măsurile întreprinse împotriva celor sancționați. Deci este înghețarea proprietăților lor pe teritoriile Statelor Unii Europene și altor state, cum este Canada, Norvegia, Statele Unite ale Americii și, de asemenea, blocarea circulației resurselor financiare a acestor persoane, precum și limitarea circulației propriu-zise a acestor persoane. Și aici trebuie să înțelegem că, probabil, da, este solicitarea autorităților din Republica Moldova, dar noi trebuie să înțelegem că statele respective nu reacționează pur și simplu așa la solicitările Republicii Moldova. Aceste state au serviciile lor de informații care argumentează foarte clar de ce sunt necesare astfel de solicitări și un răspuns pozitiv la ele. Nu trebuie să uităm de ceea ce a întreprins Rusia în ultimii 10 de ani, deci operațiuni speciale în Marea Britanie, pe teritoriul Germaniei, pe teritoriul provocări, pe teritoriul Republicii Cehe, în Bulgaria, cu uciderea oamenilor, cu explozii la unități care produc armamente și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri fac parte dintr-o geografie bine studiată și cazuri care au fundamentat susținerea unor astfel de măsuri, iar faptul că Republica Moldova este una din victimele ușoare ale războiului hibrid pe care îl poartă Federația Rusă împotriva statelor europene, în special a celor din fostul spațiu post-sovietic, deci cumva motivează aceste state să vină în ajutorul Republicii Moldova, pentru că altminteri probleme de securitate, probleme sociale vor avea chiar statele Uniunii Europene sau alte state unde avem diasporă de moldoveni. Este vorba de migrația oamenilor, pentru că atâta timp cât țara devine mai vulnerabilă, primul lucru pe care îl fac oamenii este să-și securizeze familiile, să-și revadă planurile de viață și noi ne amintim cum au reacționat foarte mulți cetățeni din Republica Moldova imediat după agresiunea rusească în Ucraina. Câți și-au închis afacerile aici din Republica Moldova, au părăsit țara pentru a-și securiza familiile. Deci nu e o chestie care poate fi trecută ușor cu vederea. De aceea cred că atât eforturile autorităților din Republica Moldova, cât și răspunsurile pozitive care vin din partea partenerilor internaționali ai Republicii Moldova sunt lucruri extrem de utile și încă un argument pentru utilitatea summitului Comunității Politice Europene care a avut loc aici la Chișinău, unde cred că în discuții bilaterale au fost deci atinse și aceste probleme legate de securitatea Republicii Moldova. Nicolae, persoanele sancționate, și mă refer aici la cetățenii moldoveni fugiți de justiție, sunt asociate toate, practic, cu acțiunile de destabilizare ale Rusiei în Republica Moldova. Ar trebui să înțelegem că vreodată compărute în fața justiției din Republica Moldova, aceste persoane ar urma să fie judecate și pentru acest păcat, pe lângă cele care i-au forțat să devină fugari? Da, cu siguranță așa ar trebui să fie. Ceea ce se întâmplă acum, la ceea ce te-ai referit, la acțiunile Statelor Unite, Canada, Uniunea Europeană, Norvegia, Marea Britanie, ceva mai înainte, e legat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. E într-un fel o consecință a acestui război. Occidentul s-a concentrat să uite ce se întâmplă în această zonă și desigur că vede, așa cum a spus Igor, prin serviciile sale secrete, vede că și Republica Moldova este ținta unor acțiuni cu intenții rele de destabilizare, de răsturnarea guvernării, care nu încetează și care uneori ia niște forme absurde, de exemplu, ia ca să ne plătiți, să zicem, toate facturile la gaz, deci pretexte care sunt într-un fel ridicole. Dacă aceste persoane nu ar fi fost implicate, eu mă întreb dacă ajungeau ele să figureze pe aceste liste, zic, dacă n-ar fi fost implicate în activitatea serviciilor secrete ruse, dacă nu ar fi avut o legătură cu aceste servicii secrete. Aduceți-vă aminte chiar primul lot de sancțiuni, atunci cupla Hatniuc, cu Ușor, cu Partidul Ușor, cu Ceaica, cu anumite entități, îmi pare că erau vreo 10 sau 11 entități din Rusia, toate erau în legătură cu serviciile secrete ale Rusiei și cu intențiile de destabilizare a Republicii Moldova. Deci interesele oligarhilor și a serviciilor secrete coincid în cazul de față, armonizează într-un fel și ei merg în aceeași direcție. Și dacă ați observat, există și două persoane care, Karmalakh și încă cineva, care sunt sancționate nu pentru că ar destabiliza situația în Republica Moldova, dar de fapt fiindcă s-ar implica în propagarea războiului, implicate în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, deci iată, totul asta se leagă. Noi suntem priviți și de fapt soarta ne-a legat și geografic și istoric în vedere cu Ucraina și ceea ce urmează să se întâmple, eu cred că va fi și mai spectaculos. Agenția Națională de Reglementare în Energetică a aprobat la 7 iunie tarife mai mici la gazele naturale. Consumatorii casnici vor achita 18 lei și 6 bani cu TVA inclus pentru un metru cub de gaze naturale, cu 38% mai puțin decât în prezent. Diminuarea tarifelor de către ANRE a fost grăbită oarecum în percepția unei părți a publicului, cel puțin, de faptul ieșit la iveală datorită liderului formațiunii partidul nostru, Renato Usatîi, că 5 companii private vând de ceva vreme gaze la preț de 11-14 lei, în timp ce tariful plătit de majoritatea consumatorilor casnici era de peste 29 de lei per metru cub. Usatîi amenințase cu proteste ample dacă nu se micșorează tariful la gaz pentru toată lumea. Nicolae, ministrul energiei Victor Parlicov a precizat că știa despre toate astea de mai demult și că a trimis încă în aprilie o scrisoare către ANRE în care sesizase inechitatea. Decizia Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, care a grăbit intervenția reglementatorului în vederea reducerii tarifului, a venit însă la 31 mai. Ce se poate înțelege sau poate nu din modul în care s-au desfășurat lucrurile? Aici există două probleme. Una de comunicare, așa cum spunea Igor, guvernarea nu s-a învățat încă a comunica așa cum se cuvine, și alta e lipsa de transparență. Sunt legate una cu alta, comunicarea și lipsa de transparență. Ce s-a întâmplat? Guvernarea, astă iarnă, a cumpărat gaze la prețuri așa cum erau pe piață. Desigur, exista un motiv serios să cumpere, să-și facă anumite rezerve, fiindcă atârna asupra Republicii Moldova ca o sabie a lui Damocles pericol că va fi sistată furnizarea de gaze din partea Gazpromului. Și s-a început, de fapt, sistarea, s-a început reducerea furnizării gazelor Republicii Moldova. Iarna se spunea, meteorologii spunea că va fi mai geroasă ca niciodată, mai friguroasă ca niciodată. Și iată, toți acești factori au determinat crearea unei rezerve mai mari decât până la urmă s-a consumat. În loc să spună cetățenilor Republicii Moldova, oamenii, bă, nu uitați-vă ce s-a întâmplat. Noi am vrut să fim pregătiți, am cumpărat ceva mai mult gaze decât am consumat, ce facem acum? Suntem nevoiți cumva să consumăm aceste gaze și o anumită perioadă, să zicem, iată, atâta luni sau atâtea săptămâni, vom plăti, iată, prețul următor. Dar imediat, cum apare posibilitatea, imediat noi reducem aceste prețuri. Și atunci nu trebuia să iasă Usatîi și le spună cetățenilor ceea ce știa Parlicov, de exemplu, ministrul energiei. Eu cred că le va fi de învățătură guvernanților că e mai bine să fii sincer, mai bine să fii transparent de decât să ascunzi gunoiul sub preș. Desigur că unii poate zic că e vinovat Andrei Spână, de exemplu, sau că e vinovat Parlicov, sau că e vinovat altcineva. Aici rămâne să se clarifice guvernarea. Dar cazul de față, iată, i-a dat apă la moară opoziției, i-a dat apă la moară lui Usatîi, care a ieșit nedamnisam din umbră și... Asta e. Cineva trebuie să plătească. Igor, în ce măsură se poate înțelege că ieftinirea gazului pentru consumatori a fost grăbită cu benzină politică, poate cu gaz politic, și de ce s-a întâmplat așa? Părerea mea este că domnul Renato Usatîi, ca politician care încearcă să beneficieze de pe urma greșelilor autorităților publice, a guvernului, a procedat oarecum corect. Asta e menirea opoziției. Dar aici trebuie să menționăm că premierul Dorin Recean, încă pe 26 mai, cu 3 zile înainte de ieșirea la rampa a lui Renato Usatîi, în Parlament a comunicat că există temei pentru reducerea dramatică a prețului la gaze, pentru că, iată, există trader care cumpără gaze la prețuri de câteva ori mai ieftin și deja au consumatori cu care au contracte și livrează gaze la prețuri mult mai mici, de aproape 3 ori mai mici. Renato Usatîi, ca politician ager la minte, iată, a făcut această declarație publică care a grăbit și ANRE-ul să ia decizia la care te-ai referit, reducerea cu aproape 40% a prețului la gaze. Dar exact situația în care cetățenii trebuiau să fie informați. Asta și înseamnă comunicare strategică. Vorbești cu cetățenii, le spui care este situația, nu ascunzi nimic. Dacă sunt deci secrete de ordin comercial, ele trebuie să fie în favoarea cetățenilor, pentru că acest secret comercial trebuie să fie explicat prin faptul că el a fost benefic pentru cetățeni. Altminteri, guvernarea este supusă în mod absolut firesc criticilor. Părerea mea este că guvernarea, într-adevăr, a vrut, probabil, din punct de vedere electoral, să țină puțin lucrurile în starea statusului quo, hai să spunem așa, pentru că în ajun de alegeri, așa cum se presupunea, să facă un cadou mult mai larg cetățenilor. Și bănuiala mea este că așa și se va întâmpla. Vom avea nu o reducere foarte, foarte mare din start. Vedem că reducerea este de 40%. Iar în ajunul alegerilor, probabil vom mai avea încă o reducere care îi va bucura foarte mult pe cetățeni. Este o concurență între forțele politice, cea de la guvernare și cea din opoziție, dar cetățenii trebuie să înțeleagă, chiar dacă înțeleg că e un joc politic în ceea ce îi privește pe cetățeni, banul lor, achitarea serviciilor pe care trebuie să le facă pentru consumul gazelor, este în favoarea cetățenilor. Factorii utili, pozitiv în actuala situație este că Republica Moldova este parte a platformei energetice europene, că Republica Moldova va putea în continuare procura gaze la prețuri reduse și își va putea umple rezervoarele pentru următorul sezon rece și încă un factor pozitiv este că trendul de evoluție a prețurilor este unul în scădere și ceea ce au plătit în plus cetățenii în perioada de iarnă va fi deci redus în perioada următoare, în special în toamnă și în iarnă. Dar această situație mai scoate în evidență o problemă foarte mare pe care o are Republica Moldova. Raportul cu Gazprom și rolul Moldova-Gaz. Și aceste lucruri sunt foarte, foarte importante pe care trebuie să le avem în vedere. De asemenea, acum cetățenii Republicii Moldova, opinia publică, autoritățile, trebuie să le spună cetățenilor cât de importante sunt pachetele energetice promovate de Uniunea Europeană, pe care Moldova cu greu le-a acceptat și cu greu le implementează. Și câte beneficii poate avea Republica Moldova în procesul de integrare europeană și în procesul de consolidare a relațiilor cu Uniunea Europeană. Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum spunem, care eventual altă știre din noianul de știri care au fost săptămâna aceasta, de-a lungul săptămânii, vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire? Igor? Pe mine m-a impresionat iarăși lipsa de comunicare strategică legată de modul în care procedează actualul partid de guvernament, pentru că au anunțat modificarea legislației referitoare, de exemplu, la ziua de 9 mai, după care vedem că se răzgândesc și vin cu amendamente. Deci eu nu pot înțelege toate aceste mișcări ale actualei guvernări. La început întreprind anumite acțiuni, după care se văd nevoiți să le revadă, să le reconsidere, și acest lucru este extrem de îngrijorător. S-ar părea că Republica Moldova este actualmente pe o pantă ascendentă, lucrurile se îmbunătățesc pe mai multe paliere, în același timp vedem că problema comunicării strategice rămâne una extrem de precară. Nicolae? Eu nu pot să nu menționez acest eveniment din război de Ucraina, aruncarea în aer a barajului de la Nova Kakhovka, care are consecințe nu numai de mediu, tragedii umane, s-au necat oameni și așa mai departe. Au fost inundate sate, vreo 80 de localități, au fost inundate animale, au avut de suferit foarte multe animale, grădina zoologică din Nova Kakhovka a fost inundată și ea s-au înnecat toate animalele. Ca efect, această aruncare în aer poate fi echivalată cu Cernobâlul, de exemplu, cu Hiroshima. E, din punctul meu de vedere, o încercare de a speria opinia publică mondială, de a speria toți cei care susțin Ucraina, și următorul pas poate fi centrala atomică de la Zaporojie sau chiar folosirea unei arme nucleare. Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la 2 săptămâni, În Esență în fiecare zi de joi și Pe Agenda în fiecare zi, de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare.